generației tinere trebuie să le dăm încredere. Asta am făcut eu când am decis, după, fără să stau prea mult pe gânduri, când canotajul românesc a obținut 2 titluri mondiale, eu am schimbat antrenorul. Pentru că noi aici suferim la mentalitate, nu avem încredere în noi și cineva trebuie să vină și să spună că și tu ești la fel de bun ca adversarul tău și tu trebuie să lași de la tine și să înțelegi că performanța nu se face bătând din palme și performanța nu poți să faci făcând de toate, pentru că atunci când faci de toate, e clar că nu le poți face pe toate bine. Dar dacă ai talent și ești înzestrat cu un talent înzestrat de Dumnezeu să faci sport de performanță, atunci merită să faci toate aceste sacrificii. Eu asta le spun și sportivilor din generația actuală. Performanță nu poți să faci bătând din palme. Un campion nu poți să-l crești de la un an la altul. De un campion trebuie să ai grijă exact ca și de o floare. O însămânțezi și o uzi și o te rogi și vorbești și o urmărești zi de zi ca ea să crească mare și să îți placă ceea ce vezi. Așa este și în viața asta a noastră, a celor care ne ocupăm de medalii. Eu am participat la 6 ediții a Jocurilor Olimpice. Vorbim aici de 24 de ani de activitate. Un om iese la pensie după atâția ani de muncă. Dar tu nu te-ai lăsat, ai fost și cea mai vârstnică dintre campionii olimpici la canotaj feminin 8 plus 1. Și când m-am decis să mă duc la 6-a ediție, soțul meu a fost primul care până atunci m-a încurajat. La ultima a zis, mai stai potolită și tu acasă, vrei să te duci să te faci de râs? Păi zic, eu nu mă duc să mă fac de râs, tocmai din cauza asta mă duc să văd. Dacă pot, eu încerc să văd. Dacă pot, atunci mă duc. Dacă nu pot, vin acasă. Dar nu vreau să trăiesc toată viața cu gândul că eu aș mai fi putut și nu m-am dus nici măcar să încerc. Și asta le spun și sportivilor din generația actuală. Și mă duceam și pentru a 7-a. Că organismul mă ținea. Dar am zis, ce pot eu să fac? Ne trebuie o pistă de canotaj pentru canotajul românesc, nu pentru mine. Pentru canotajul românesc. Am fost 3 ediții a Jocurilor Olimpice pe primul loc, deci pe primul loc în lume, cei mai buni. Și am zis, dacă nici la nivelul ăsta statul român nu este în stare să facă ceva pentru canotajul românesc, atunci nu mai știu ce să zic. Și a făcut? Și n-a făcut. Și dacă n-a făcut, nici eu n-am ajuns la Beijing. De fiecare dată spun că eu personal îmi doresc să știu de la statul român, fie că e președinte, fie că e prim-ministru, ce se dorește de la sportul românesc. Că de aici medalii plecăm. Dacă se doresc medalii, atunci medaliile astea nu vin oricum. Avem exemple în jurul nostru care erau pe nicăieri și au ajuns pe locul 10-12 pe națiuni. Deci când vorbim de Jocurile Olimpice, să vii pe locul 10, locul 12 pe națiuni, înseamnă că faci ceva, investești în sport. La noi, la ora actuală, noi nu, în afară de nucleele astea mai mici sau mai mari de sportivi olimpici, nu avem nimic. Dar cum, noi nu avem sport în școală. Noi nu avem sport în școală. Poftim? Cum se recrutează noi campioni? Sport în școală nu avem, a mai fost și pandemia, copiii n-au mai făcut oră de sport, au stat pe telefon. Păi exact asta. Și în atunci sală vedem, nu puteau intra, se stătea cu mască. Deci nu avem. Din ce în ce mai greu
găsim copii. Din ce în ce sunt mai greu sunt dispuși să vină către performanță. Părinții au o mare parte din vină. Eu la un moment dat mi-am pus întrebarea dacă doar mie mi se pare sau și altora li se pare că au impresia și am impresia că sportul omoară. La școală, păi are a treia oră educație fizică, vai, păi nu poți să te duci, îți dau scutire, cum, transpir, răcești, te îmbolnăvești și nu te mai duci la școală. Deci, prima oră nu, dar nu poți să te duci la prima oră, că stai atâtea ore transpirat la școală, nu, îți aduce mama scutire. Și iată că am ajuns, suntem pe podium, ca obezitate în Uniunea Europeană. Și mă întreb când ne vom trezi la realitate. Păi de unde trebuie și să vină vom încerca să nu ne gândim doar la înalta performanță. Nu, să ne gândim la mișcare. Pentru că înalta performanță se va face dacă se vor mișca zi de zi cât mai mulți copii. Când e de redus, se reduce de la sport. Uitați-vă ca și cu această pandemie. Unde au fost făcute centrele de vaccinare? În sălile de sport. De ce? Pentru că sunt nefolosite. Ce a greșit sportul? De el este tot timpul pedepsit. Eu nu zic că centrele de vaccinare nu trebuiau făcute. Dar de ce în sălile de sport, când și așa sunt puține? Mi-aș dori enorm de mult ca să ne calce pe urme, nu știu, măcar un copil. Dar la cum se manifestă această generație, la cum își arată prioritățile și ceea ce fac ei zi de zi, cu regret o spun că nu o să mai vedem sportivi care să participe la 6 ediții a Jocurilor Olimpice, la 5 ediții, pentru că ei... Acum, dacă mai prinzi unul, doi, că participă și la a doua ediție a Jocurilor Olimpice, deja ești fericit tu ca președinte că ai reușit să-l convingi ca el să mai stea o ediție. Este greu. Și învățământul, dar și sportul românesc are nevoie de reforme. Întotdeauna reformele dor, dar te doare acum și te bucuri peste 4 ani, peste 8 ani, că asta e unitatea de măsură în sportul românesc, Jocurile Olimpice.